Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 6. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1 și apoi versetul 5 și versetul 6. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Versetul 5. Când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta am citit acest paragraf din Predica de pe Munte, un cuvânt al Domnului nostru Iisus, în care El ne învață să căutăm fața lui Dumnezeu și să îndeplinim dreptatea noastră și neprihănirea la care ne-a chemat Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a vorbit despre trei lucruri pe care oamenii le pot face într-un mod fals, despre milostenie, care poate fi făcută pentru a fi văzută de oameni, despre post, care poate fi făcut doar în fața oamenilor și ca să fim văzuți de oameni, și despre rugăciune, care de asemenea poate fi făcută cu scopul de a fi văzută de oameni. În această dimineață vom vorbi despre rugăciune, despre rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Adevărul e că suntem cu toții chemați să ne rugăm lui Dumnezeu. Viața noastră spirituală depinde de felul în care suntem dedicați să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune. Rugăciunea este sursă de putere. Rugăciunea este manifestarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Suntem chemați să avem o viață de rugăciune. Din punct de vedere spiritual, cântărim în prezența lui Dumnezeu și în spațiile spirituale, în raport cu calitatea și cu dimensiunea rugăciunilor noastre. Dacă nu ne rugăm, slăbim. Rugăciunea este cheia spre putere. Domnul Iisus a spus spre putere spirituală. Domnul Iisus a spus, rugați-vă ca să aveți putere. De putere duhovnicească are nevoie fiecare dintre noi. Drumul spre putere este rugăciunea. Putem să constatăm că ne lipsește prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și această observație să o facem într-un mod autentic și într-un mod profund. Simpla observare a problemei nu rezolvă problema. Problema aceasta se rezolvă când ne întoarcem către Dumnezeu ca să îl căutăm cu rugăciune. Astăzi vom vorbi despre rugăciune. Să ne gândim la noi înșine. Cum este viața noastră de rugăciune? Puneți-vă întrebări legate de perioada aceasta pe care o străbateți, cercetându-ne atent, comparându-ne cu alte etape din viața noastră, trebuie să ne răspundem și întrebării dacă au fost în trecutul nostru momente mai bune sau dacă acum suntem în cel mai bun moment al vieții noastre de rugăciune. Pentru cei care sunteți întorși la Dumnezeu de mai multă vreme, cu siguranță că veți spune, în viața noastră cu Dumnezeu, în umblarea noastră cu Dumnezeu de până acum, au fost momente în care am fost mai plini de pasiune și de râvnă și de dorință de a-L căuta pe Dumnezeu în rugăciune și rugăciunile noastre au fost mai fierbinți, mai înflăcărate. Fie ca astăzi Domnul să aducă peste noi, peste toți o revigorare. Vorbim despre rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. În pasajul biblic, revenim asupra lui, Domnul Iisus a spus, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Și apoi Domnul a spus, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile uliților pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti.
Vă rog să observați că Domnul Iisus pune în antiteză, în opoziție, două moduri în care am putea aborda rugăciunea. Un mod este reprezentat de cel pe care fariseii fățarnicii, care pot avea și alte orientări confesionale, religioase, nu numai farisei, oameni fățarnici, o rugăciune acelui fățarnic și apoi rugăciunea pe care o primește Dumnezeu și pe care o ascultă Dumnezeu, rugăciunea ucenicului Domnului Iisus. Contrastul este evident. Vă rog să observați versetul 5, când vă rugați, versetul 6, și tu când te rogi. Ei, fățarnicii, sunt în opoziție cu tu, cu tine, ucenicul. Lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi la colțurile ulițelor. Voi, a zis Iisus, tu, ucenic a Domnului Iisus, încuieți ușa. Ei se roagă pentru ca să fie văzuți de oameni. Tu, roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Ei își primesc răsplata de la oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Capitalul de imagine, impresia pe care o pot crea în jurul celor, la oamenii din jur, așa cum găsim scris, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Ucenicul își va lua răsplata de la Dumnezeu. Trebuie să observăm că rugăciunea izvorâtă dintr-o motivație greșită anulează răsplata lui Dumnezeu în viața noastră. Cuvintele pe care le-am văzut înainte scot în evidență trei motivații greșite pe care le-am putea avea atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, atunci când ne îndelenicim cu rugăciunea. O primă motivație greșită este reprezentată de dorința de a fi văzuți de oameni și nu de Dumnezeu. Nu atât de mult de Dumnezeu, cât să fim văzuți de oameni. Fățarnicii, în vremea Domnului Iisus, au abordat rugăciunea cu această motivație, ca pe o practică religioasă menită să impresioneze pe cei din jur, menită să remarce, să atragă atenția celor din jur. Tu de ce te rogi? Care este motivația care te determină să te rogi? S-ar putea ca motivația aceasta a celui fățarnic să ne anime și pe noi. Cel care se roagă pentru a fi văzut de oameni nu va avea din partea lui Dumnezeu răsplată. O rugăciune izvorâtă din această motivație își pierde înaintea lui Dumnezeu răsplată. Apoi, zeificarea propriului eu și nu glorificarea lui Dumnezeu este o altă motivație care anulează răsplata lui Dumnezeu promisă celui care se roagă. Să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, ca să fiți slăviți de ei. Poți să te rogi lui Dumnezeu ca să primești din partea oamenilor laude, ca să-ți înalți euul, ca să-ți fie hrănit orgoliul religios. Rugăciunea izvorâtă din această motivație egoistă, din cultul personalității, din dorința de a avea influență și putere asupra celor din jur, de a controla pe cei din jur, anulează răsplătirea lui Dumnezeu. Interesul pentru răsplată de la oameni și nu de la Dumnezeu este o a treia motivație care ar putea să anuleze binecuvântarea rugăciunii în viața noastră. Domnul Iisus a spus: când vă rugați, nu fiți ca fățarnici, cărora le place să se roage la colțurile ulițelor, în sinagogi, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata. Oamenii care sunt motivați în rugăciunile lor să se roage lui Dumnezeu ca să fie răsplătiți de oameni pentru acest act al rugăciunii, își pierd răsplata în fața lui Dumnezeu. Acum că am văzut că rugăciunea venită din motivații greșite anulează răsplătirea lui Dumnezeu, noi să mergem mai adânc și să ne aducem aminte de definirea rugăciunii. Ce este rugăciunea? Ce înțelegem prin rugăciune?
Întâi de toate, rugăciunea, stimați credincioși, este o necesitate. Este un trebuie cu majuscule. Rugăciunea nu este ceva opțional, ceva facultativ. Acel creștin care spune n-am nevoie de rugăciune, n-a înțeles bine cum funcționează viața spirituală. Rugăciunea pentru suflet e ca hrana pentru corp, pentru trup. După cum fără aer, fără apă, fără hrană, corpul moare, la fel fără rugăciune, sufletul se stinge, puterea duhovnicească se scurge, viața spirituală se disipă, se diluează. Rugăciunea este un trebuie. Avem nevoie să ne rugăm. Tu ai nevoie să te rogi. Așa cum ai nevoie să respiri ca să poți trăi biologic, așa ai nevoie să te rogi ca să poți trăi duhovnicește. Cine spune n-am nevoie să mă rog, nu-mi trebuie să mă rog, n-a înțeles cum funcționează viața spirituală. Rugăciunea este o întâlnire cu Dumnezeu. Rugăciunea nu poate fi definită decât în contextul părtășiei cu Dumnezeu, a relației cu Dumnezeu, a apropierii de Dumnezeu. Rugăciunea nu este un ritual. Rugăciunea nu e ceva ce se consumă în plan religios, repetând anumite șabloane religioase, un anumit ritual. Rugăciunea nu este reproducerea unui ritual. Rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu. E întâlnire cu Dumnezeu, e comuniune cu Dumnezeu. Este trăirea prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Prin urmare, succesul în rugăciune nu se măsoară prin minutele pe care le petrecem, deși cu siguranță rugăciunea presupune timp. Și uneori, timp îndelungat. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a rugat un ceas. În alte împrejurări s-a rugat toată noaptea. Rugăciunea presupune și factorul timp. Dar poți să consumi timpul fără să te rogi. Pentru că rugăciunea nu este un ritual care și el se consumă în timp, ci rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu. Și aici este vorba de relație, de cunoașterea lui Dumnezeu, de întâlnire cu Dumnezeu. Rugăciunea este semnul vital al omului născut din nou. După cum corpul are semne vitale care pun în evidență prezența vieții într-un corp, la fel, omul duhovnicesc prezintă și el semne vitale. Dacă pentru corp pulsul, respirația sunt semne vitale, cum ne dăm seama că un trup este în viață? Are puls, prin vene circulă sânge, respiră. Respirația și pulsul sunt două dintre semnele vitale rânduite de Dumnezeu în viața biologică. În ce privește viața spirituală, rugăciunea este un asemenea semn vital. Dacă ești viu duhovnicește, te vei ruga. Rugăciunea este o expresie a vieții cu Dumnezeu. E o dovadă a convertirii, o dovadă a trăirii cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum a descris Duhul Sfânt faptul că Saul din Tars s-a întors la credință, s-a convertit? În profetul Anania avea ezitări să se ducă și să împlinească ce-i cerea Dumnezeu. Saul din Tars, ne spune Scriptura, se portise spre Damasc cu gând să aresteze pe creștini. Dar înainte să ajungă să-și ducă la îndeplinire acest gând, Domnul Iisus a ieșit în cale. Saul s-a întors la Dumnezeu, s-a predat Domnului și și-a predat viața lui Dumnezeu într-un cuvânt. Apoi s-a dus undeva într-o casă și acolo a început să cugete adânc, era impresionat de modul în care i s-a revelat Dumnezeu, privirea, ochii lui fusese atinși de măreția slavei Domnului Iisus și efectiv își pierduse vederea. Și acolo, în întunericul biologic, a început să vadă lumina spirituală, apropiindu-se de Dumnezeu. Domnul a spus prorocului Anania, un creștin din Damasc, du-te și stai de vorbă cu omul acela. L-am ales, du-te! Și Anania a spus, nu, este un prigonitor. Și Domnul a spus, nu mai este. Du-te că se roagă. N-a zis, du-te că a primit pe Domnul Iisus. N-a zis așa, deși l-a primit pe Domnul Iisus. Du-te că s-a pocăit de păcatele lui. N-a zis așa. N-a zis, du-te că s-a pocăit. N-a zis, du-te că e creștin și el acum. Du-te că și el e ucenic. N-a spus asta. Trăirile spirituale, identitatea
lui Saul nu e descrisă prin aceste cuvinte, care și ele spun ceva de identitate, ci printr-un cuvânt simplu: se roagă. Du-te că se roagă. Rugăciunea este un semn vital al celui născut din nou. Este un însemn al celui întors la Dumnezeu. Te rogi? Dacă rugăciunea este semn vital a omului născut din nou, înseamnă că rugăciunea ta vorbește despre relația ta cu Dumnezeu și despre identitatea ta spirituală. Trebuie să ne rugăm mai mult. Rugăciunea este loialitate față de Dumnezeu. Omul credincios se roagă lui Dumnezeu. Credința lui, frica lui față de Dumnezeu îl determină să caute fața lui Dumnezeu și să se roage lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în timp ce se roagă, el se întărește în credință, credința lui crește mai mult, credința lui se edifică și această credință înnoită pe care Dumnezeu i-a pus-o în suflet ca răsplată a rugăciunii, îl va întoarce la rugăciune ca să se roage mai mult. Și în urma acestei rugăciuni, el se va întări în credință și mai mult, care nouă stare de credință și de har al lui Dumnezeu îl va întoarce iar în odăiță pentru rugăciune. Și în acest proces, în acest ciclu a vieții duhovnicești, omul lui Dumnezeu își va duce mântuirea până la capăt. Rugăciunea este loialitate față de Dumnezeu. Când auzim că cineva a căzut din credință, că a săvârșit păcate mari, că l-a părăsit pe Dumnezeu, că a căzut în apostazie, că cine știe ce nelegiuiri i-a cuprins viața și pofte lumești, i-a înfășurat mintea și trăirile, ne mirăm. Dar dacă dăm înapoi procesul căderii lui de la credință, piatra aceea care a declanșat avalanșa, apostazia, este părăsirea rugăciunii. Câteodată au loc în munți avalanșe și de undeva de acolo, de sus, de pe crește, se pornește o piatră sau poate o bucată de gheață și piatra aceea începe să se rostogolească. Rostogolindu-se, prinde în rostogolirea ei și pe altele, și pe altele. Se face un bulgăre de zăpadă care crește tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Apoi și mai mare, și mai mare. Și apoi declanșează avalanșa, care crește tumultuos până acolo încât dislocă în drumul ei stânci, smulge din rădăcini, brazi și se năpustește distrugător peste satele din vale. E o avalanșă. Știți cum a pornit? De la o piatră. Noi vedem pe oameni doar în stadiu viața lor spirituală, căderile de la credință, îndepărtările de Dumnezeu, le vedem ca stadiu de avalanșă. Distrugerea aceea în care s-a ajuns. Familie destrămată, copii risipiți, imagine compromisă, caracter distrus, pagubă. Dar știți de unde a plecat? Ca avalanșa. De la o piatră. Și de cele mai multe ori, piatra aceea care s-a pornit și a declanșat avalanșa, este în viața spirituală absența rugăciunii. O vreme te vei duce în inerție. O vreme vei păstra în mintea ta credința în adevăr, deși progresiv îți pierde pasiunea și dragostea față de el. Deci am spus că rugăciunea este loialitate față de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne rugăm mai mult. Rugăciunea este un mod de viață. Apostolul Pavel a spus: rugați-vă neîncetat. Trebuie să te rogi. Rugați-vă neîncetat. Adică, în mod continuu, fiți preocupați cu rugăciunea. Sau altfel, rugăciunea să fie modul vostru de a fi. Rugăciunea să nu fie o excepție în viața ta. Să nu fie un eveniment în viața ta. Rugăciunea să fie felul tău de a fi. Rugați-vă neîncetat. Rugăciunea este o experiență care schimbă, transformă.
Dumnezeu ne schimbă caracterul, ne schimbă dispoziția interioară, ne aduce în suflet pace, ne aduce liniște, îndepărtează de la noi fricile prin rugăciune, Dumnezeu ne clarifică judecata, aduce peste noi înțelepciune, Dumnezeu ne modelează prin rugăciune caracterul, simțirile, ne domolește sentimentele potrivnice, aduce în sufletul nostru sentimente înălțătoare. Spre exemplu, s-ar putea să fii ispitit că cineva ți-a făcut rău și să-i întorci răul pe cum ți-a făcut. Supărarea, jignirea să fie mare, mânia interioară, cumva amărăciunea, sufletul să fie prins în amărăciune. Știi cum scapi? Rugându-te. Roagă-te lui Dumnezeu. Rugăciunea va aduce prezența Duhului în viața ta și prin Duhul simțămintele vor fi înnoite. Am dat un exemplu. Ele pot fi date în multe alte dimensiuni ale vieții spirituale. Învățătura este aceasta. Rugăciunea este o experiență spirituală prin care Dumnezeu ne schimbă, ne transformă. Slăvit să fie numele Lui. Rugăciunea este un instrument prin care Dumnezeu face schimbări în cursul evenimentelor. Rugăciunea are putere. Prin rugăciune sunt rezolvate probleme. Prin rugăciune este atrasă intervenția lui Dumnezeu, este manifestată puterea lui Dumnezeu de a schimba împrejurările, de a schimba evenimentele, de a rescrie viitorul. În viitor nu poate nimeni a călători. Asta e o poveste ce se mai aude prin... În viitor însă poți să te duci cu rugăciunea. Efectiv, poți să vezi în viitor și cu rugăciunea ta să programezi ce se va întâmpla, să ceri lui Dumnezeu și va fi cum te rogi. Rugăciunea schimbă. Haideți să mergem și mai adânc. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Vă rog frumos să ne uităm la acest foarte, foarte frumos și dens verset. Fiecare cuvânt are o semnificație. De aceea am încercat să le identific prin câteva culori. Întâi, suntem acolo la cuvântul, la pronumele personal, persoana a doua, singular, tu. Cuvântul ci face contrast între ce a fost înainte și ce urmează. Nu te ruga cum se roagă fățarnicii, ci tu. Acum e vorba despre tine. Rugăciunea necesită o persoană dedicată. Și persoana aceea dedicată ești chemat să fii tu. Tu, când te rogi, și mă te întreb, ce faci tu aici? Vă rog să observați că în vorbele Domnului Iisus, rugăciunea, tot acest proces, începe cu un om, cu un ucenic care alege să se dedice. O persoană dedicată. Tu. Rugăciunea necesită un timp stabilit. Un timp pus deoparte. Și tu, când te rogi, adverbul când subliniază ideea de timp. Rugăciunea necesită un timp. E un timp pe care îl pui deoparte. E un timp pe care îl alegi, îl identifici, îl pui deoparte, îl consacri pentru rugăciune. Rugăciunea, în cuvintele lui Iisus, cere existența unei persoane, a unui ucenic dedicat și apoi identificarea unui interval de timp pus deoparte pentru rugăciune. În ce dată va începe școala? Învățământul primar. În cât? În 9. Nu pentru profesori, pentru elevi. Pentru profesori nu-i vacanță niciodată. Da. În 9. Ești elev, așa-i? Și prietenul meu. Pe data de 9 septembrie, la ora 8 dimineața, unde o să fii? La școală. Tăticu, ești de acord, mămică? Ai luat agenda și ai scris în agenda 9 septembrie începe școala. La 8 dimineața sunt la școală.
Asta înseamnă timp pus deoparte. Prietenul meu, fratele Vlad, la ce oră începe programul de serviciu mâine? La 7:30. Unde ești la 8:15? În birou. Înțelegeți ce înseamnă timp deoparte? Știți de ce nu ne rugăm? Pentru că rugăciunea nu este în agenda ta. Rugăciunea nu are loc în planurile tale. Nu e acest când. N-a venit încă vremea rugăciunii. O să zici, eu sunt prea ocupat, trebuie să mă duc la serviciu, trebuie să mă duc la școală. Sunt un om cu multe responsabilități, n-am vreme să mă rog. Întotdeauna avem vreme să facem ceea ce se impune cu prioritate în viață. Și mai avem vreme pentru urgențe. Pentru urgențe întotdeauna e vreme. Marile urgențe ale vieții sau micile urgențe ale vieții se impun cu prioritate. Să nu spuneți că nu vă faceți vreme să mergeți la toaletă. Lași tot și vorba lui Murphy. Durata unui minut depinde de care parte a ușii de la baie te găsești. Dar dacă suntem bolnavi, dacă vine peste tine o nenorocire, dacă, Doamne ferește, suferi un accident și îți frânte picioarele acolo, îți faci vreme să mergi la spital? Sau zici, eu mi-am planificat să merg la Arbă Verde? Întrebă mie spital decât după ce mă așteaptă acolo, prieteni. Când te rogi tu? Nu ne rugăm pentru că nu ne punem timp și nu ne punem timp pentru că nu considerăm rugăciunea o necesitate. Și nu considerăm rugăciunea necesitate pentru că mă tem că nu-L iubim îndeajuns pe Domnul Iisus. Rugăciunea cere timp. Când? Rugăciunea implică o acțiune hotărâtă. Uitați-vă la verbul a intra. Intră. E un imperativ. Când te rogi, intră în odăița ta. E implicată voința. E o acțiune. Rugăciunea nu se limitează la dorințe, la năzuințe, la aspirații, la visări. O, ce mi-aș dori să mă rog! O, ce mi-ar place să mă rog! Ce fain era altă dată când mă rugam! Parcă așa aș vrea să fie și îmi doresc! Rugăciunea implică o acțiune. O acțiune care pune în evidență hotărârea. Intră în odăița ta! Fă ceva! Apucă-te de treabă! Rugăciunea presupune o dispoziție sufletească potrivită. Încuie-ți ușa. Prin aceste cuvinte, încuie-ți ușa, înțelegem că suntem chemați să avem o stare spirituală potrivită, potrivită rugăciunii, pe de-o parte. Pe de altă parte, rugăciunea necesită, înainte de a ajunge la aceasta, m-am inversat un pic, dar să rămânem. Încuie-ți ușa. E o stare sufletească potrivită. Timpul acela este pus deoparte, contactele cu mediul, cu cele exterioare, este întrerupt pentru acel interval de timp ca să poți să te concentrezi rugăciunii. Asta poate însemna să închizi telefonul. Încuierea, închisul ușii, s-ar putea să fie închisul telefonului. E ideea de separare, de izolare, de izolare de ceilalți, ca să nu fiți văzuți de oameni. Avem și rugăciunea comunitară, ne bucurăm de rugăciunea în comun, în Biserica lui Dumnezeu, găsim în Biblie. Dar aici este vorba de un alt fel de rugăciune, rugăciunea în singurătate. Tu și Dumnezeu, stare spirituală potrivită, încuie ușa. Adică întrerupe pentru timpul în care te vei ruga, comunicarea și relația cu cele care ar putea să te distragă. Unul dintre motivele pentru care ne rugăm cu ochii închiși este și asta. De ce ne rugăm cu ochii închiși? Este un fel de încuiere a ușii. A ușii sufletului, în cazul acesta, a ochilor.
Așa a zis Iisus. Ochii sunt fereastra trupului. Pas pe aici între lumină. Ia, stai cu ochii deschiși la rugăciune. Ba vezi pe unul, ba vezi pe altul. Ba te vede altul pe tine. Și cineva zicea, nu știu, că mă uit și nu se roagă. Și am zis, e bine că vezi, dar mă mir că vezi cam des. Eu nu văd pe oameni că nu se roagă. Cum de vezi tu? Zice, ar mai trebui să ne și uităm din când în când. Din când în când. Dacă tot timpul te uiți. Rugăciunea necesită un loc. Odăița ta. Un loc pe care îl vei alege, poate să fie în locuința ta, poate să fie în mașină, poate să fie într-un parc, poate să fie în mijlocul naturii. Ideea este că trebuie să ai un loc. Rugăciunea, după cuvintele lui Iisus, necesită acest loc, odăița ta. Și acum vă întreb, care este locul vostru de rugăciune? Ai un loc de rugăciune? Ai un loc al tău în care te retragi ca să te rogi lui Dumnezeu? Trebuie să ai un asemenea loc. Îți spune, noi stăm în casă mai mulți și n-am unde să mă duc să mă rog. Caută soluții. Nu motive care să justifice lipsa de rugăciune. Caută soluții. În urmă cu ceva timp, un tânăr de la biserica noastră a zis, frate Nelu, n-ai vrea să îmi dai și mie o cheie de la biserică? Avea vreo 16 ani, băiatul. Și-am zis, ce-ți trebuie ție cheie de la biserică? Ce vrei să faci cu ea? Zice, frate Nelu, toată vara m-am rugat lui Dumnezeu, știi că noi suntem mai mulți frați, și acasă nu mă pot ruga. Dar dis de dimineață m-am trezit și m-am dus în gară, în depou, și acolo sunt niște garnituri, niște vagoane vechi, abandonate. Într-unul dintre ele mi-am găsit loc de rugăciune. Și acolo m-am rugat. Și da, acum atât de frig, că era un sfârșit de noiembrie. Și nu mă mai pot duce acolo. Aș vrea să mă rog la biserică. Poți să am ok? Eu mă trezesc dimineață. Ce zice, ți-am dat? Caută soluții. De scuze, lumea plină. Caută soluții. Intră în odăița ta. N-o ai, e o problemă. Rugăciunea se adresează persoanei potrivite. Roagă-te tatălui tău. E Dumnezeu. E relație cu Dumnezeu, cum am spus. Rugăciunea e părtășie cu Dumnezeu. E căutarea feței lui Dumnezeu. Roagă-te tatălui tău. Și vă rog să mă observați, ideea aceasta este recurentă în acest verset scurt, această alăturare, tatăl tău. Nu zice roagă-te tatălui ciresc. Nu zice roagă-te Dumnezeului creator. Nu zice așa. Nu zice roagă-te Dumnezeului lui Israel. Nu. Vă rog să observați cât de personal este pusă problema. Roagă-te tatălui tău. E subliniată relația dintre tine și Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie tatăl tău. Așa cum în vechime David spunea, Domnul este păstorul meu, n-a zis Domnul este păstor. Domnul e păstorul meu. Ajutorul meu, mântuitorul meu, Domnul meu, scăparea mea. Ce e Dumnezeu pentru tine? Pentru cel care se roagă, Dumnezeu este tată. Și cel care se roagă este fiu. Și între ei este această relație. Rugăciunea nu este pentru mica publicitate. Nu ne rugăm ca să fim văzuți de oameni. Roagă-te tatălui tău care vede în ascuns. Rugăciunea făcută de ochii lumii, făcută pentru a impresiona pe cei din jur, pentru a câștiga un capital de imagine, pentru a impresiona pe cineva. Cine știe în câte feluri ispititorul ne poate minți. Că dacă ne rugăm într-un anumit fel, cu anumite cuvinte, pe anumite tonalitate, cu o voce, nu știu cum, vom fi văzuți mai bine. Duhul fățărniciei poate să ispitească și creștinii din vremurile noastre. Roagă-te tatălui tău care vede în ascuns. Eu aici am o
îngrijorare pentru aceia care tot timpul se roagă mai tare decât se roagă adunarea. De ce te rogi mai tare ca ceilalți? Sigur, rugăciunea în comună presupune și rugăciune cu voce. Și ne rugăm cu voce. Și dacă rugăciunea în biserică se aprinde, roagă-te acolo unde este vocea bisericii, dar nu fă notă disonantă. Odată am luat la întrebări pe o doamnă care se mai numește și soră, ce se roagă așa? Și a zis că are un duh de conducere, iată să conducă biserica în rugăciune. Și Domnul să mustre duhul ăsta obraznic. Te-a chemat pe tine cineva să conduci biserica în rugăciune, nerușinată mai ești. De ce te rogi așa tare? Poate fi și dintr-o pruncie, cum a zis acel adolescent care se ruga tare să-i dea Dumnezeu bicicletă. Și taică să zice, de ce te rogi așa de tare? Doar nu-i surd Dumnezeu. Și copilul isteț a zis, știu, dar bunicul n-aude bine. Trebuia să audă cineva și să fie împlinită nevoia. Roagă-te în ascuns. Rugăciune în ascuns presupune și această discreție, chiar în rugăciunea comună. N-am văzut pe nimeni amărturisindu-și păcatele cu voce ridicată să audă toată lumea ce-a făcut. De ce nu te rogi așa de tare când zici ce prostie ai făcut? Sau poate n-ai făcut, sau poate că nu-i nevoie să te mărturisești. Asta e altă hibă spirituală. Închidem asta. Rugăciunea se face în ascuns. Și apoi a spus Iisus, rugăciunea este urmată de o răsplată. Tatăl tău îți va răsplăti. Răsplata este ascultarea. Ascultare făcută de Dumnezeu. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Și apoi rezultatul binecuvântat pe care rugăciunea îl aduce prin răspunsurile date de Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Hai să vedem în sinteză. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu cere o persoană dedicată. Tu. Necesită un timp stabilit când te rogi. O acțiune fermă intră. Un loc potrivit în odăița ta. Rugăciunea cere o stare potrivită. Încuie-ți ușa. Rugăciunea se adresează persoanei potrivite. Roagă-te tatălui tău. Necesită o relație personală cu Dumnezeu, tatăl tău. Rugăciunea nu este pentru mica publicitate. Încuieți ușa, tatăl tău care vede în ascuns. Și rugăciunea este însoțită de o răsplată. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Azi vreau să ne rugăm Domnului mai mult și mai eficient. M-am întrebat oare de ce ne rugăm puțin? Care să fie oare explicația lipsei de rugăciune? În ce se înrădăcinează oare eșecul nostru în a ne ruga lui Dumnezeu? De ce ne rugăm puțin? De ce ne plictisim în rugăciune? De ce nu ne atrage rugăciunea? De ce nu găsim în ea semnificație și încântare? Care să fie piedica? Aș vrea să subliniez că piedica, frați și surori, nu este exterioară. Piedica nu este în exteriorul nostru. Nu agenda, nu solicitările, nu responsabilitățile, nu timpul. Cauza este în interiorul nostru. Lipsa de rugăciune se înrădăcinează într-o dispoziție interioară. Lipsa de rugăciune reflectă o boală spirituală interioară, primejdioasă. Fiecare om poate să aibă la un anumit moment dificultăți în a se ruga lui Dumnezeu, dar absența îndelungată de la altar, din odăiță, vorbește despre o boală spirituală fatală. Și boala aceasta se numește trăire în puterea firii pământești. Sufletul tău se satură cu lucruri lumești. Și pentru că este hrănit și săturat cu lucruri lumești, el nu mai simte înflămânzirea și nici însetarea după Dumnezeu și după dreptatea lui. Cauza principală a lipsei de rugăciune este trăirea în puterea firii pământești și nu în puterea Duhului Sfânt. Și la asta să ne gândim.
felul specific, concret, în care această atenționare ia chip în viața noastră, trebuie să-l constatăm singuri. Te rogi? Când? Cum? Vă chem să luăm în această dimineață o decizie. Decizia să începem ziua cu cel puțin jumătate de ceas de rugăciune. Am mai spus asta și duminica trecută. Să nu fie sufletul tău în categoria celor despre care a vorbit Domnul Iisus. M-am cântat de jale, cum a zis el în parabola aceea, și n-ați plâns. M-am cântat de voie bună și de veselie și n-ați jucat. Adică ești insensibil la orice. Nu te mișcă nimic, nu te convinge nimic. Dacă te găsești în starea aceasta, este încă o dovadă îngrijorătoare pentru sufletul tău că atenționarea din textul proiectat ți se potrivește. Nimic nu te mai convinge, nimic nu te mai atinge, nimic nu te mai mișcă. Dacă va spune mintea ta încă o predică și vei da notă, fără ca să lași ca adevărul Duhului să intre în sufletul tău și să schimbe, e încă o dovadă că această atenționare ți se potrivește. Hai să luăm decizii. Și lucrurile sunt simple. Ceasul să sune cu jumătate de oră mai devreme. La orice om disciplinat, ceasul e pus să sune dimineața. Și dacă ești un harnic, s-ar putea să te trezești de multe ori înainte ca să sune ceasul. L-ai pus acolo ca un pasnic, dacă e nevoie. Și ai constatat în cursul anilor că nu mai e nevoie. Te trezești înainte să sune ceasul. Și te bucuri să te trezești să-l oprești ca să nu deranjezi pe cei din jur. Ca să te trezești cu jumătate de ceas mai devreme, s-ar putea să faci o schimbare în ziua de dinainte. Să te culci cu jumătate de ceas mai devreme. Găsi soluții. Adevărul e că mult timp se pierde seara, timp consumat inutil, în tot felul de lucruri și ineficient. Haideți să luăm decizia. Începem ziua cu rugăciune. Sigur, programul dumneavoastră poate să aibă particularitățile specifice. S-ar putea să vi se potrivească jumătate de oră de rugăciune seara târziu. Nicio problemă. Cuvântul Domnului nu identifică pentru noi intervale, orare, intervale de timp care să ne fie ca niște portale, niște uși deschise către Dumnezeu. Că unii așa s-au gândit. Ceasul al nouălea, ăla-i cel sfânt. În altul, dacă vii, nu ești primit. Nu. Dar trebuie să afli timpul acela. Unii veți avea serviciu de noapte. Ia pentru dumneavoastră dimineață să fie seară târziu. Înainte să plecați la serviciu. Ideea este următoarea. Identifică în cursul unei zile de 24 de ceasuri un interval de timp de 30 de minute pe care să-l scrii în agenda ta și să-l pui deoparte pentru rugăciune. Așa cum mâine la 7:30 la serviciu și în septembrie la școală, la 8 dimineața și apoi agenda continuă, așa puneți timpul de rugăciune. Vreți să luăm decizia aceasta? E cineva căruia i-a vorbit Domnul astăzi? E cineva care vrea să facă ceva cu acest cuvânt, în afară de a-l trece undeva acolo ca pe ceva interesant, să faceți o schimbare? Hai să-l chemăm pe Domnul în ajutor și să-l chemăm și martor peste hotărârea noastră. Și El să ne dea putere să avem și înfăptuirea. Ne ridicăm și ne rugăm.